relaxați, cu fețele luminate, cu zâmbet. Ne pare bine și îmbucurător faptul că în sală sunt prezenți reprezentanții mai multor generații. Mă uit în sală și deosebit mă tulbură privirile veteranilor. Un număr mare de veterani sunt prezenți, veteranii învățământului. Vă mulțumim, dragii noștri, și niciodată să nu uitați că întotdeauna suntem bucuroși de prezența dumneavoastră. Avem nevoie de dumneavoastră, de sfatul, de îndrumările dumneavoastră. Mi-amintesc că cineva a spus că activitatea, trecutul dumneavoastră este un far, este ca o lampă pentru viitor. Să ne trăiți, să ne fiți sănătoși și mulți, mulți ani înainte. Cu cea mai mare plăcere îi vom numi acum pe unii dintre dumneavoastră, iar vicepreședinții raionului le vor înmâna, am înțeles că prime, și desigur și flori pentru onorații noștri veterani. Așadar, încă o dată să-i aplaudăm și să-i admirăm pe cei care și-au dăruit viața întreagă oamenilor. Zinaida Panovici, vă rog să veniți în față. Doamna Zinaida Panovici, Maria Botea, Alexandru Bigol, Eudochia Kravchenko, vă rugăm să-i aplaudați, să-i încurajați, căci oamenii aceștia la viață au muncit. Eudochia Kravchenko, Valentina Munteanu, Natalia Ișanu, Ion Stoia, Nina Dimitriu, Maria Cuzmuc, Lidia Grinea, Lidia Popa, Irina Ștefănuca, Teodor Macovei, Nina Ursu Dulea, Valentina Cujbă, Svetlana Bulgar, Petru Moldovanu, Parascolia Carp, Silvia Lernă, Maria Irizanu, Silvia Iarogoi, Nadejda Titică, Constantin Suhan, Ioana Capmar, Larisa Coceban, Acurina Redinte. Mai întreziți, într-adevăr, plecăciunile noastre, toată admirația pentru dumneavoastră, să ne trăiți mulți, mulți, mulți ani și să aveți parte de rodul muncii dumneavoastră. Și nu numai raionului, ci întregii republici, căci mulți dintre discipolii dumnealor sunt acum în toată țara Moldovei, sunt peste hotare. Să întâlniți mulți, mulți ani! Munca dumneavoastră este în alt apreciată și de guvern. Dumneavoastră vi se înmânează și câte o diplome din partea ministrului cu Ministerul Educației și o invităm acum în scenă pe vice-ministra Educației, domnișoara Loreta Handradur. Eu probabil că am să încalc protocolul de salut, așa cum prevede la noi formalitățile, fiindcă cei pe care trebuie astăzi să-i evocăm, să le exprimăm toată gratitudinea, sunteți domniile voastre. Poate luați un pic loc, după aia vedem cum ajungem cu fiecare diplomă în parte. Dați-mi voie să salut și pe domnul președinte al Raionului, pe domnul deputat
grație căruia sunt astăzi aici pe câteva minute, după aia trebuie să fug la altă activitate. Sărmâna Părinte, domnule președinte Ivanov, stimații mei colegi. Emoția de toamnă întotdeauna se articulează cu emoție în plus. Pentru mine, profunzimea ei este una inefabilă și am să vă zic de ce. Fiindcă ea se asociază, pe de o parte, cu simfonia aceasta de culori pe care o avem, iar în altă ordine de idei, cu expresia feței fiecare dintre dumneavoastră, fie mai senină, fie mai reflexivă, fie mai întrebătoare sau chiar poate tristă pe alături. E cazul să găsim lumina din noi, așa cum la fiecare oră încercăm să fim ceea ce ne impune misiunea noastră. Nu specialitatea noastră, dar misiunea noastră. Să fim model, în primul rând, de moralitate, și aici integrăm și ținută lingvistică și ținută de stimație.